Minunea de la Maglavit. Petrache Lupu, omul care a vorbit cu Dumnezeu. Știrea care a înfierbântat presa mondială. Pe 31 mai 1935, Petrache Lupu, un cioban mut și aproape surd, în vârstă de 27 de ani, a avut prima sa viziune, susținând că l-a văzut pe Dumnezeu, care i-a vorbit în lunca satului, lângă o salcie, sfătuindu-l să se ducă și să le zică oamenilor să nu mai păcătuiască și să se roage mai mult, nota Felix Aderca. Și, într-adevăr, informația că la Maglavit, o localitate mică, săracă, din Oltenia, Dumnezeu s-ar fi arătat unui cioban, a aprins mai toate redacțiile marilor gazete ale timpului din România, dar și din Europa, știrea ajungând și în presa de dincolo de ocean. Minunea din 27 mai 1917, petrecută la Fatima, acolo unde Fecioara Maria se arătase unor fete, era acum uitată și conotațiile erau altele. Atunci ne apropiam de terminarea primei mari conflagrații mondiale. Acum, în 1935, ciuma neagră cucerea Europa, Spania, Italia și Germania, iar începutul unui nou război mondial era inevitabil. Viziunea s-a repetat în următoarele două zile de vineri, deși Petrache Lupu nu spusese nimănui despre prima minune pe care o trăise. Șocați de faptul că acum ciobanul gângav și neputincios putea să vorbească clar și răspicat, deși fusese respins în armată, ca inapt pe caz de boală, preoții, jurnaliștii și autoritățile l-au încurajat pe Lupu să-și spună povestea. Dimensiunea fenomenului de la Maglavit a depășit granițele României. Zeci de ziariști și fotografi străini, venind în vara anului 1935 la Maglavit, să-l cunoască pe ciobanul vizionar și să scrie despre el în marile jurnale ale timpului, nota la rândul lui Felix Aderca. Un cioban gângav și necultivat. Petrache Lupu s-a născut în 1907, în satul Hunia, din județul Dolj. A rămas orfan de tată la 4 ani. Mama lui, Floarea Dobrea, s-a mutat într-o comună vecină, Maglavit, unde s-a recăsătorit. Fiind surd și aproape mut, gângav, din cauza unui pojar luat de mic, Petrache a fost trimis de mic la o stână, considerându-se că în sat ar fi fost batjocura tuturor. Acolo, la stână, nu trebuia să vorbească prea mult, ci doar să păzească oile. La împlinirea vârstei de 18 ani, Petrache s-a prezentat la încorporare, dar a fost de 3 ori respins din cauza defectelor fizice. Nefiind trimis la școală, Petrache Lupu nu știa nici să scrie, nici să citească. Nu era nici măcar un creștin în accepțiunea cuvântului. Auzise de Dumnezeu, aflase câte ceva despre Biblie, dar nici el și nici familia sa nu avuseseră vreo legătură cu biserica. Prima invazie a Maglavitului. Primul război mondial începuse în 1914, dar Maglavitul avea să-i cunoască nenorocirile abia în 1916. Mica localitate, fiind aproape de Dunăre, a fost ocupată de soldații bulgari,
dar și de unguri și nemți. Au ocupat satul, s-au instalat în casele localnicilor și s-au purtat samavolnic, umilindu-i și jefuindu-i de tot ce aveau mai bun. Iarna anului 1916 a fost una cumplită și micul Petrache avea doar 8 ani, a rămas marcat profund de cadavrele ce pluteau pe Dunăre, de șirurile lungi de prizonieri, în mare parte răniți, îmbrăcați în mantale zdrențuite, târâți prin zăpezi. Ce reprezenta pe la 1935 Maglavitul? În anul 1935, în Maglavit trăiau vreo 1300 de familii. Localitatea era situată la 6-7 km de Dunăre, în apropierea orașului Calafat. Satul era sărăcăcios, ca și locuitorii săi. Țăranii trăiau din puținul dat de pământul lucrat din greu, din ceva pescuit și ceva oierit. Maglavitul era în afara drumurilor principale și deci ocolit de călători sau negustori. De politicieni nici nu merită să mai vorbim. Maglavitul prezenta așa de puțin interes încât mai toți politicienii vremii îl ocoleau. Curios este faptul că după întâmplările lui Petrache Lupu, Maglavitul a fost invadat de zeci de mii de curioși în câteva zile. Ce a urmat apoi a fost de domeniul absurdului. În ziua de 31 mai 1935, era într-o vineri, trecând Petrache Lupu în dreptul a trei buturugi din pădure, i-a ieșit în cale un moș cu barbă albă și lungă până în brâu, cu mustăți foarte lungi și împreunate cu barba. În loc de îmbrăcăminte, avea peste tot numai păr alb ca mătasea, care îi acoperea corpul până la degetele picioarelor, ca un fel de sarică ciobănească. Sta în aer, la vreo două palme de pământ. De la el venea un miros așa de frumos, cum nu se întâlnește la nicio floare pe câmp sau în grădină, ceva care aduce cu mirosul de smirnă. Este un fragment din cartea Lourdes și Maglavit, publicată la tipografia ziarului Universul în 1936, de către medicul Gheorghe Marinescu, membru al Academiei Române. Locuitorii Maglavitului s-au speriat când l-au văzut pe ciobanul liniștit de obicei, acum cu părul zburlit, chipul răvășit, ce alerga prin sat spre primărie și apoi la biserică. Și culmea, gângavul de până mai ieri, vorbea acum aproape normal. Petrache Lupu alerga prin sat vestind tuturor că vine apocalipsa. La întrebarea tuturor, el le spunea că s-a întâlnit cu moșu și că acesta i-ar fi poruncit să vorbească oamenilor și să-i îndemne să se pocăiască. Profețiile ciobanului. Prima profeție a tânărului cioban este, de fapt, relatarea primei întâlniri cu Dumnezeu, care i-ar fi spus: va fi foc dacă oamenii nu se vor îndrepta spre credință. Altă profeție ar fi fost, după spusele unor preoți: nu-ți fie frică, să te duci să spui la lume, la părintele, că dacă oamenii nu se potolesc, dacă nu țin sărbătorile, dacă nu se lasă de rele și dacă nu vin la biserică, atunci foc, atunci le rup muncile. Biserica își dă girul și începe cea de-a doua invazie a Maglavitului. Mai întâi preotul din sat, apoi întreaga biserică ortodoxă română, îmbrățișează fenomenul considerându-l real.
În câteva zile, mii și mii de români vin în pelerinaj la locul numit La Buturugi, să se închine lui Petrache. Între timp, Petrache mai are două viziuni, două întâlniri cu moșu. Apar și primele vindecări, reale sau mai puțin reale. În urma mediatizării excesive a minunii de la Maglavit, și-au făcut apariția și oamenii de știință, precum reputatul doctor Gheorghe Marinescu, membru al Academiei Române. Zona Maglavitului devine un imens loc de pelerinaj, iar faima minunilor lui Petrache Lupu devine neîntrecută. Câteva miracole atribuite lui Petrache Lupu. Presa relata că bolnavii se vindecau după câteva zile petrecute în preajma sa. Radu Manolescu din Ianca, județul Brăila, de 54 de ani, a venit cu mâna și piciorul drept paralizate. După o ședere de 7 zile la Buturugi, a plecat vindecat. Costică Trandafir din Coșereni, județul Ialomița, mut și surd de 17 ani, dormind o noapte la Buturuga Mare, a început să vorbească perfect. Domnișoara Elena Constantinescu, din Constanța, bolnavă de epilepsie de 7 ani, stând 2 săptămâni la Buturugi, s-a făcut sănătoasă. Parte din aceste vindecări miraculoase le regăsim nu numai în presa vremii, dar și în scrierile reputatului Gheorghe Marinescu. Un alt miracol era considerat un plop uscat pe care Petrache pusese mâna și acum, din crengile uscate, picura mereu apă. Credincioșii se îngrămădeau să bea apa plopului, considerând-o făcătoare de minuni. Având sprijinul bisericii necondiționat, Petrache Lupu a început să fie considerat sfânt neoficial. Un adevăr important este acela că Petrache Lupu nu accepta banii pentru serviciile sale, rămânând sărac tot restul vieții. Este la fel de adevărat că de pe urma lui, în special unii preoți și afaceriști, s-au îmbogățit fără măsură. Tânărul nu accepta banii pentru serviciile sale, însă de colectarea donațiilor se ocupau unii preoți. Conform statisticilor vremii, între anii 1935 și 1938, circa 2 milioane de pelerini au ajuns la Maglavit. Fenomenul de la Maglavit, prin proporțiile participanților, depășise pe cele similare lui la acea vreme, Fatima și Lourdes. Reacția autorităților și a politicienilor. Guvernanții au luat imediat măsuri datorită amploarei fenomenului. Un tren special cu 16 vagoane a fost pus în funcțiune pe ruta București-Craiova. De acolo, călătorii erau preluați de o legătură nouă cu calafatul. În halta Maglavit așteptau automobile, dar și zeci de căruțași care făceau curse spre sat pentru 20 de lei de persoană. Altă dată nevăzuți prin partea locului, acum politicienii se înghesuiau să se fotografieze cu Petrache Lupu și să apară în gazete sau revistele ilustrate ale vremii. Este de remarcat că patriarhul Miron Cristea scria elogios despre el în publicațiile religioase, iar însuși viitorul rege Mihai I i-a botezat un copil. Care era viața sfântului? Locul la Buturugi era considerat de acum sfânt, fiind înțesat cu troițe, cruci și icoane
unde ardeau tot timpul candele, smirnă și tămâie. Petrache Lupu trecea pe acolo de mai multe ori pe zi. De fiecare dată, ținea câte o predică, în care povestea întâlnirea cu moșul. Se oprea pe la fiecare pelerin, îl săruta și îi șoptea, roagă-te la Dumnezeu. Apoi se ruga împreună cu bolnavul. Vinerea, însoțit de preot, ținea predica cea mare. Autoritățile i-au construit un fel de altar de unde să vorbească mulțimii. Cu sfântul în turneu. Petrache Lupu a fost plimbat prin diverse localități să istorisească odată și încă o dată, în cuvintele sale simple, coborârea Domnului pe pământ. În ianuarie 1937 a sosit la Timișoara. Se spune că în Piața Unirii s-au strâns aproape 50.000 de oameni să îl vadă, iar cordonul de protecție al jandarmilor s-a dovedit inutil. I-a îndemnat pe oameni să nu se bată, să nu înjure, să iubească oamenii mari ai țării și neamul, să se pocăiască, și a încheiat cu urarea trăiască majestatea sa regele Carol al II-lea. După ce și-a rostit discursul, ciobanul s-a îndreptat către fabrica de bere, unde se strânseseră zeci de bolnavi. Ologi, muți și surzi s-ar fi vindecat atunci, relatează martorii întrunirii. Însuși mareșalul Ion Antonescu l-a dus pe Petrache Lupu pe frontul de la Răsărit ca să-i încurajeze pe soldații români. Comunismul a stins gloria Maglavitului. În deceniile ce au urmat după preluarea puterii de către comuniști, peste satul ce-și câștigase celebritatea din poveștile lui Petrache Lupu, s-a așternut uitarea. Comuniștii au interzis orice remarcă la așa zisa minune de la Maglavit și au aruncat în închisori mii de preoți. Ciobanul a trăit în continuare împreună cu oile sale, profețind când și când câte o grozăvie celor din familie. Prin urmașii săi, a lăsat vorbă că sfârșitul lumii se va produce după anul 2000. Între timp, în plopul miraculos de altă dată, s-au uscat și ultimele crengi. Petrache Lupu s-a stins în sărăcie la 14 decembrie 1994, într-un moment în care se părea că vechea glorie apusă s-ar putea reaprinde. Venise revoluția, iar biserica se refăcea din temelii. Dar pentru Petrache Lupu era prea târziu. Și totuși savanții. Politicianul cel cunoscuse pe Petrache Lupu, Constantin Argetoianu, menționa în memoriile sale: ciobanul Petrache Lupu avea inhibiție nervoasă, halucinație. Mai greu de explicat sunt trecerile lui Lupu, un degenerat aproape idiot, care de obicei bâlbâie și vorbește fără șir, din stările lui de prostrație în stări de luciditate cerebrală și de facilitate de vorbă. Când fenomenul Maglavit a luat amploare, numeroși oamenii de știință au reacționat dur. În august 1935, profesorul Nicolae Minovici, directorul Institutului Medico-Legal din Capitală, declara ziarului Realitatea Ilustrată: mișcarea de la Maglavit trebuie canalizată spre a nu se întoarce la barbarie și la obscurantism. Suntem îngăduitori cu rătăcirile misticilor, fanaticilor și celor rămași în urmă cu cultura secolului. Dar asta nu înseamnă că știința are de abdicat în fața Sfintei de la Pitești, acelei de la Lourdes
sau a ciobanului care a stârnit vâlvă la Dunăre. Rămâne ca istoria și faptele să decidă dacă a fost la Maglavit o minune sau o manipulare.